liniștit, băi, deci cum am ajuns acasă direct, m-am băgat în duș, pentru că eram leoacă din cap până în picioare, mă jur, dar și acum simt cum transpir, pentru că am oprit aerul condiționat să nu se audă nașpa pe fundal și transpir extrem de nașpa. Mă rog, haideți să trecem direct la acest clip. Asta este plasa de la OC Dollar Store, unde toate chestiile sunt la 1 dolar și aceasta este plasa de la Food Lion, care are cam același logo ca mega imajul nostru din România. Oare este vreo coincidență acolo sau... Mă rog, nu vorbim despre chestia asta, nu discutăm despre chestia asta acum. Nu asta este subiectul acestui clip. Și da, simt că transpir iară, băgam ea și... Haideți să vedem ce am cumpărat aici și să facem această comparație. Băi, dacă nu v-ați dat seama încă din titlul acestui videoclip, adică despre ce este vorba în acest vlog, ei bine, la OC Dollar Store găsești aceleași produse similare cu produsele pe care le găsești în toate magazinele din America. Uitați, de exemplu, am aici aceste M&M-uri de la OC Dollar Store și aceste M&M-uri de la Food Lion. Sunt efectiv același lucru și diferă doar felul în care este împachetat acesta. Deci M&M's caramel, M&M's caramel și acest M&M de la OC Dollar Store, normal, am dat 1 dolar verzi și pe acesta am dat 2 dolari și ceva, cred, nu știu sigur, dar într-adevăr diferă pachetelul, să zic așa, doar că nu cred că diferă cantitatea, sincer. Diferă și cantitatea, opa. Uitați că am aici bonurile fiscale. Nu știu dacă vedeți la cameră, pentru că filmez cu telefonul și nu am cum să mă văd, pentru că din câte știți mi-a spart camera și încă nu am reparat-o. Aceste M&M-uri au costat 1 dolar. Puteți să dați pauză la clip și să vedeți bonul fiscal pe care vi l-am arătat mai înainte. În total acest bon a fost 12 dolari cel de la OC Dollar Store și 12,38 dolari cheltuiți la Food Lion. Am 12 dolari cheltuiți la OC Dollar Store pentru că mi-am luat încă 3 chestii pentru mine și acest bon a costat 12 dolari doar produsele pe care le-am luat ca să le compar. De exemplu, aceste memuri și, mă rog, o să vedeți pe parcursul videoclipului ce produse am mai luat. Apropo, în următorul clip o să fac și un house tour pentru că mi-ați cerut chestia asta în comentarii, am văzut. Și da, cel mai probabil următorul clip va fi ori testez dulciuri americane, ori turul casei. Deci da, urma să vă arăt bonul de la Food Lion de 12,38 de dolari și am plătit 47 de cenți taxe. Uitați, de exemplu, pe bonul de la OC Dollar Store am plătit 0,54 de cenți taxe, deci am plătit în total 12,54 de dolari pe produsele de la OC Dollar Store și pe produsele de la Food Lion trebuia să plătesc de fapt 12,02 dolari și am plătit 12,38 de dolari cu taxele adăugate. Deci, bugetul acestui vlog a fost de 24,92 de dolari, oameni buni, am stat ceva să mă gândesc, nu am mai făcut matematică din clasa a 9. Hai să trecem la clip. Înainte să înceapă acest clip, nu uitați să dați un like acestui vlog, că m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult și să comentați în secțiunea de comentarii ce vreți să mai vedeți din America. Am o grămadă de idei pe lângă, dar vreau să văd și ceea ce vreți voi și ideile voastre. Ok, deci aceste M&M-uri sunt exact la fel, doar că au o cantitate diferită, într-adevăr. Deci M&M-urile de la OC Dollar Store au 0,98 grame. Doamne, 0,98 grame. Aproape 100 de grame, 98,9 grame și aceste M&M-uri de la Food Lion 272 de grame, deci este o diferență destul de mare și haideți să vedem prețurile exacte. Dacă auziți tot felul de chestii, este ușa deschisă și de aia se aude de afară. Pe M&M-urile de la Food Lion am dat 3,28 dolari și pe M&M-urile de la OC Dollar Store desigur 1 dolar. Deci este de 3 ori mai mare prețul, deci dacă ar fi să mulțim 100 de grame ori 3 ar veni 300 de grame. Am dat 3,28 dolari pe aceste M&M-uri de la Food Lion care au 272 de grame, deci din start M&M-urile de la OC Dollar Store pe care am dat 1 dolar merită mai mult. Pentru că dacă ți-ai luat 3 pachetele de M&M-uri la 98,9 grame, hai să zicem 100 de grame, din start 300 de grame, 3 dolari, 3 pachetele de acest tip de M&M-uri de la OC Dollar Store. Dar hai să vedem dacă au gusturi diferite, de chestia asta sunt extrem de curios. Are mai multe pachetele mai mici. Înăuntru, haideți să desfacem una. Ia să vedem dacă au gustul diferit sau nu. Mă gândeam de ce nu are alună înăuntru, dar am uitat că de fapt e caramel înăuntru, da. Este extrem de bun, este același gust de M&M ca în România, doar că are caramel înăuntru. Nu știu dacă în România este acest tip de M&M, dar este extrem de bun și se lipește foarte tare de dinți. E același gust, nu e nimic diferit. Haideți să vedem astea de la Food Lion cum sunt. Ok, deci astea nu sunt în pachetele mai mici, este direct așa. Nu știu cât de bine se vede la cameră, serios. Ok, haideți să vedem cum sunt astea.
Da, și astea au caramelul înăuntru, au exact același lucru. Sunt același lucru, aceleași M&M-uri. Deci, din punctul meu de vedere, chestiile de la $1 tot chiar merită, practic. Adică să dai $1, un singur dolar pe o chestie, este super tare. Nu știu dacă ați văzut la începutul clipului, atunci când îmi scana femeia aia produsele, ați văzut acolo și în sup. E bine, mi-am luat 5 pachetele de supe la $1, frate. Bă, deci, $1 pe 5 pachetele de sup. Următorul produs sunt aceste chipsuri cu gust de crab. Mi-e praf foarte mult fructele de mare, dar nu știu ce să zic de aceste chipsuri. Sper să nu murim de la ele. Am încercat să găsesc un produs similar acestui produs de la Aussie Dollar Store în Food Lion. E bine, ăsta este de la Food Lion și ăsta este de la Aussie Dollar Store. Sunt de la aceeași companie, doar că diferă din nou cantitatea și mărimea. Da, din moment ce cantitatea e mai mare, pachetul e mai mare din start. Ok, deci chipsurile de la Aussie Dollar Store, pe care am dat $1, au 81,5 grame. Chipsurile de la Food Lion au 226,8 grame. Deci, pe chipsurile acestea de la Food Lion am dat $2.50 și pe aceste chipsuri de la Aussie Dollar Store am... Bă, nu mai trebuie să mă uit la acest bon de la Aussie Dollar Store, pentru că totul este 1-1-1-1-1-1. Dacă aceste chipsuri sunt doar $2.50 și pe ăștia am dat $1, deci dacă mulțim 81,5 încă o dată, ar veni 160 și ceva de grame. Deci înseamnă că aceste chipsuri merită mai mult, pentru că ai o cantitate mai mare la un preț mai mic, pentru că este doar $2.50 și ăsta este $1 și are 80 de grame. Mă rog, va fi. Haideți să le încercăm. Mamă, cum miroase. Miroase puțin ciudat și miroase efectiv a restaurant de la, special pentru crab, că sunt restaurante de genul aici în America, doar pentru crab. Are un gust foarte ciudat și nu-mi place. Ia. Nu știu cum să descriu acest gust, jur. Este un fel de gust de fructe de mare în cazul în care ați mâncat, plus puțin paprika. Dar nu-mi place chiar lucrul ăsta. Haideți să vedem costul ăsta de la Food Lion, poate și mai bun. Miroase exact la fel, frate, și sunt exact la fel chipsurile. Deci dacă mă credeți, astea sunt și mai nașa. O să le arunc la gunoi după acest clip, credeți-mă, sunt foarte, foarte nașa. Chipsurile astea de la Food Lion au un gust mai rău decât alea de la Aussie Dollar Store, să credeți-mă pe cuvânt. Ok, următorul produs sunt aceste Haribo-uri. Astea nu sunt prea diferite față de cele din România. Astea sunt cele de la Aussie Dollar Store și astea sunt din Food Lion. Haideți să vedem cât ar da pe astea. Haribo Gold Beers, $1.29, la o cantitate de 142 de grame. Și asta este la o cantitate de 113 grame. Deci Aussie Dollar Store merită mai mult iarăși, pentru că din start înmulțești cu 2 și ai deja 226 de grame și la ăsta sunt doar 142 de grame. Chiar dacă înmulțești și cu 0,50, 113 grame îți dă mult mai mult decât ai dat pe astea de la Food Lion. Mamă, astea sunt cu gust de cireșe mai mult și astea sunt... Băi, am greșit, nu vine să cred. Mă rog, dar tot Haribo-uri sunt, tot jeleuri sunt, așa că... Da, haideți să vedem, luăm una verde. Au același gust cu Haribo-urile din România. Exact același gust. Ok, hai să desfacem astea acum. Mamă, câte dulciuri am aici, deci... Nu mai vorbesc cât timp am mâncare în gură, cât timp mestec, pentru că mă nec. Vreau să zic câte dulciuri am aici, o să hrănesc toată casa asta. Da, aici stau cu încă 11 persoane și este o casă foarte, foarte mare și chiar nu ne înghețuim deloc și este super lejer și mișto. Stau cu bulgari, sârbi și doi din Armenia. Ok, haideți să vedem ce avem aici. Mamă, ce drăguțe sunt cireșele astea. Băi, de astea nu am văzut în România. Poate o să dau de un gust diferit. Gust de cireșe. Exact gust de cireșe. Jeleu cu gust de cireșe. Este foarte, foarte bun. Mamă, dar până merge să termină bateria de la telefon. Ok. Hai să trecem la următorul produs. Mamă, ce curat trebuie să fac după? Și s-au adunat și niște muște aici. Da. Ok, hai să trecem la Sour Patch. Cred că toată lumea a auzit de aceste Sour Patch-uri. Sigur ați văzut prin toate vlogurile posibile și prin toate filmele posibile. Ok, haideți să vedem. Sour Patch-urile de la Aussie Dollar Store au 113 grame și Sour Patch-urile de la Food Lion au 226 de grame. Deci din start este mulțit cu 2. Și haideți să vedem cât au costat Sour Patch-urile de la Food Lion. $1.89. Deci, dacă ar fi să ții 2 pungi de Sour Patch-uri de la Aussie Dollar Store, ar fi $2.
exact. Da, tot pe acolo iese, deci e cam la același preț, dar hai să vedem ce gust au. Deci hai să desfacem prima oară sau patch-urile de la Ocidal în store. Băi, cum o să fac thumbnail-ul acestui clip, că acum am desfăcut toate astea. Mamă, mereu uit să fac thumbnail-ul, frate, iau mai multe ca să vedeți. Bă, cum se zicea la sour în română? Deci chiar nu mi-aduc aminte. Acru? Da, acru. Sunt foarte moi. Îți dă puțin un gust de acru la început, dar după aia e mai ok. Hai să vedem dacă sunt diferite de astea. Bă, este foarte bun, jur. Mamă, o să mănânc la de-astea 3 luni de zile în continuu. Și nu, nu m-am mutat aici, sunt aici cu work and travel și... Da, mă întorc pe 28 săptămâni de acasă. Hai să găsesc una mou. Nu știu că am mutat una mou de acolo. Mă rog, iau un albastru. Sunt exact aceleași. Sunt foarte acre și foarte bune. În același. Ok, hai să trecem la următoarele. Trolley Sour Brands Llamas cu aceste Haribo-uri sour. Nu știu de fapt, se găsesc în România Haribo-uri acre? Sunt ursuleți acri, frate. Ceea ce mi s-a părut super tare. Nu sunt sigur dacă am văzut în România chestia asta sau nu, dar asta sunt sigur că n-am văzut-o. Se numește Trolley Sour Brights Llamas. Deci astea au 220 de grame și astea au 127 de grame. Hai să vedem cât am plătit pentru fiecare. Deci Haribo Sour GLD Beer, $1.29. Mă rog, hai să nu compar chestiile astea două, pentru că sunt incomparabile, adică sunt două branduri diferite. Ok, mă rog, hai. Sunt foarte curios de aceste Haribo-uri acre. Sincer, nu are gust de apă. Aici deja fac, testez dulciuri americane. Nu sunt atât de aproape deloc, frate, din gust. Dar sunt foarte bune. Și același gust ca Haribo-urile normale. Bă, transpir rău de tot. Ok, hai să trecem la aceste trolley-uri. Bă, astea nu știu de ce am impresia, dar o să mă acrească rău de tot. Ba nu. Astea sunt mult, mult mai mult decât aceste sour patch-uri. Nu-mi place. Alea chiar nu mi-au plăcut. Erau prea moi și niciun pic de acru. Foarte puțin, ceea ce era super ciudat. Ok, mai avem aici 3 produse de la OC Dollar Store și doar una de la Food Lion, pentru că nu am găsit produse similare cu chestiile astea două. Deci aceste două produse de la OC Dollar Store, cărora nu le-am găsit niciun produs similar de la Food Lion, o să le păstrez pentru vlogul Testez Dulciuri Americane, pe care îl voi filma în curând. Nu vă spun când, o să aveați la mine pe Instagram, așa că nu uitați să dați și follow pe Instagram, arunci anul X. Ok, le punem deoparte. Bun, să comparăm aceste două. Sunt exact la fel. Ok, haideți să vedem gramajul. Deci, astea de la Food Lion au 378 de grame și astea de la OC Dollar Store au 204 grame. Dar, astea sunt 12 și astea sunt doar 8. Ok, haideți să vedem cât am dat pe aceste Swiss Rolls-uri. Am dat $1.98. Mamă, băi, ce ieftin! Wow! $1.98. Dar de fapt scrie și aici, suggested retail price. $1.99. Ok, și în Food Lion este $1.98. S-au gândit ei să mai scape de un cent. Ok, haideți să vedem ce gust au. După cum este împachetat, pare foarte bun. Oh, nu mă așteptam la asta. Mă așteptam să fie efectiv de astea așa mai, care pot fi tăiate doar cu cuțitul. Miros foarte bine, extrem de bine. Astea sunt de la OC Dollar Store, da. Știți cu ce seamănă? Seamănă foarte mult cu acele 7 Days-uri micuțe, doar că acestea nu ți se lipesc atât de tare în gură, ceea ce le fac extrem de bune. Și îți lasă și așa un gust de lapte după. Aia este foarte bun. Ok, hai să vedem astea dacă este vreo diferență. Astea sunt de la Food Lion. Mamă, cum am despachetat ăsta, sărat cu pachetul. Sunt pachetat exact la fel, doar că astea sunt puțin mai voluminoase, cred. Astea sunt de la Food Lion, astea de la OC Dollar Store. Dar astea sunt puțin mai grase, frate. De ce? Vine cineva. Hi Emilia. I am vlogging. Yeah, I know it's a mess here, but everything up. Astea sunt mult mai cremoase față de celelalte. Mult, mult mai cremoase, au mai multe creme la urmă. Mamă, frate, dar m-am mânjit tot de la astea. Ok, nu mai avem alte produse. Emilia este aici, caută ceva în frigider, nu știu ce caută. Emilia este din Armenia și încă o persoană este din Armenia. Why are you looking at me?
Ok, aici o să încheie acest videoclip pentru că nu mai am alte produse pe care să le compar. Și da, din punctul meu de vedere, Aussie Dollar Store este un magazin super, super tare. Nu găsești doar produse de mâncat, găsești orice tip de produse efectiv la 1 dolar. Deci îți iei șosete la 1 dolar, nu știu, îți iei șampon, bine, nu îți iei șampon sau un gel de duș de la Aussie Dollar Store, pentru că poate spică naiba pirare pe tine dacă dai pe așa ceva. Produsele de mâncat sunt chiar bune și legit. Ok, nu uitați să dați un like acestui videoclip, un comentariu mai jos dacă v-a plăcut sau dacă nu v-a plăcut această idee. Nu uitați să dați și un follow pe Instagram și un subscribe la acest canal de YouTube și activați și clopoțelul să fiți mereu notificați atunci când o să postez un clip nou pe YouTube. Bizen în continuare, ne vedem pe data viitoare. Mersi mult de vizionare. Pa. Băi frate, acum văd ceea ce am filmat și băi, ce cu părul meu? What the hell? Why are you looking at me? Deci da, sunt foarte urât cu părul ăsta în cap, trebuie să, nu știu, trebuie să fac ceva în legătură cu chestia asta, oh my god. Emilia este o fată foarte bună și mereu mă hrănește. Mi-a dat acum un iogurt. Thank you! Și acum face și de mâncare și sigur o să mă hrănească. Hey! Mamă! Go away! Ok! Nu-i place să fie filmată și da, uitați ce am făcut aici. If I'm gonna be in your video, I'm gonna kill you. Why? No. What?